Lucrările de modernizare a centrului pietonal din Târgu Jiu sunt în toi. Betonul amprentat nu va fi înlăturat și frezat, iar ulterior peste el va fi pusă piatra cubică. Vorbim despre o suprafață de 24.000 de metri pătrați care va fi reconfigurată. Deja unele alei au prins contur, însă până la finalizare mai este cale lungă. Asta spre disperarea celor care locuiesc în zonă, pentru că trebuie să îndure atât zgomotul cât și praful. De ce aveau dealurile care au fost pusecate? Au fost frumoase, cum nu s-au spart de atâția ani de zile. Dar acum omul a făcut, domnul Romanescu a făcut altă mișcare ca să mai bage și el în buzunar niște bani mulți. Niște bani mulți. Nu-i posibil așa ceva. Seara plânge de foame și ei se scaldă bani. Și zgomot și praf și ce avea, uitați-vă la ele că sunt ca noi, da? Banul. Spuneau că sunt foarte mari costurile cu întreținerea. A, cu ce întreținere? Că e la parcul ăsta de joacă, la groapă, la copii aceea, toate dalele sunt sparte, găuri, nu le înfundă nimeni. Păi dacă vrei să întreții. Întreținere. Oamenii critică decizia autorităților de a moderniza centrul pietonal și spun că lucrările sunt unele de mântuială, iar materialele de proastă calitate. O prostie! Dacă tot a făcut investiția asta, trebuia să pună piatra adevărată. Nu, adică e același lucru, numai că e altă formă, eu știu, poate altă compoziție. Deci o prostie, pare foarte rău, nu știu. Totul e o rușine, e mie lehamite, credeți-mă. Adică orașul ăsta care stă pe un bulgăre de aur. Este bătaie de joc ce se petrece. Nu mai interesează personale și atât. Eu cred că banii simpiți degeaba. Asta aveam nevoie. Arată bine și acum, practic. Normal. Dar avem nevoie de muzică, de schimbări. Schimbă paverile la 3 luni. Culoare. Asta nu e o bunătățire, bă. Fă ceva pentru oameni. Să aibă un beneficiu, un venit pentru bătrâni. Nu schimbat pavajul și astea, bordurile la. Astea s-a face. Le schimb culoarea, nu realizează nimic. Tot așa merge, dar cu buzunarele goale. Investiția se ridică la suma de 9 milioane de euro. 40 de milioane de lei vin de la Compania Națională de Investiții, iar 5 milioane din bugetul primăriei Târgu Jiu. Potrivit autorităților locale, totul va fi reconfigurat. Spațiile verzi, dar și fântânile arteziene vor fi modernizate complet, fiind amenajate la sol.